Se apropie sezonul vacanțelor, chiar dacă este pandemie, ieșenii care doresc să plece într-o țară străină de Paște, cât și în sezonul estival, trebuie să fie atenți să nu cadă victime excrocheriilor online. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor spun că reclamațiile sunt mai puține în acest an. Anul trecut, spune comisarul Florin Onofrei, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor nu reușea să facă față valului de reclamații de la consumatorii care au fost înșelați de agențiile de turism. Anul acesta, oamenii au început să se informeze mai bine și aleg mai responsabil vacanțele de peste hotare. Acum, asta înseamnă multe... bucuria mea este că primim una pe săptămână sau chiar deloc și au apărut și acele asigurări. Dacă ne cumpărăm o vacanță într-o țară și din cauza pandemiei nu putem să facem acea vacanță, asigurările ne vor da banii. Specialiștii recomandă studierea în detaliu a contractului încheiat cu orice agenție și evitarea parteneriatului consumator-furnizor de servicii prin intermediul telefonului. Fac o recomandare publică să mergem să facem un contract într-un office, nu la telefon, pentru că ni se spune ceva și cumpărăm altceva, chiar și am păzit așa ceva și de atunci merg de fiecare dată într-un office și îmi fac contract, știu, de prelungire.